Din nou bine v-am găsit la Vies Transformate, stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă împreună cu invitatul nostru din episodul anterior, Marcel Urs. Marcel și soția lui Ani și familia au trecut printr-o traumă destul de dureroasă, chiar foarte dureroasă. Fetița lor, care acum are 13 ani, în momentul când avea 18 luni, un an și jumătate, a fost diagnosticată cu cancer, cu leucemie cum au trecut ei prin toată acea luptă cumplită cu spitalele, cu tratamentele, cu căderea părului. Vă invit să urmăriți în continuare în episodul care urmează acum. Isus Hristos poate să schimbe și viața ta prin puterea Lui. Poți avea un nou început. Libertatea și satisfacția de plină ce am primit-o în Dumnezeu, n-am mai reușit să o primesc din altă parte. Înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, viața mea era nonsens. Sunt un om fericit. Numai Dumnezeu a făcut asta în viața mea. Vieți transformate. Marcel, din nou, bine ai venit la Vieți transformate. Bine v-am găsit. Am discutat în prima parte despre. Primul cancer al fetiței. Deci a fost diagnosticată de două ori. A fost diagnosticată odată, da, da. a făcut tratament, a fost declarată vindecată. Da. Ți-au spus medicii să mergi acasă, să faci o petrecere în cinstea acelei vindecări. Și apoi a fost din nou diagnosticată cu cancer. Spune-ne, Tero, continuarea. După ce a fost rediagnosticată cu cancer, bineînțeles, am încercat să amânăm uh, tratamentul care, despre care ne-a spus uh, -a, medicii că o să fie foarte dur. O să curățească și să vindece cancerul sau o să curețe pe ea, adică să o moare pe ea. Și ne-a dat procente 50% șanse că fetița noastră o să se Deci o să o moare ori cancerul, ori fetița. Exact, exact, exact. Și știam că aveam încrederea că fetița noastră să aibă transplant de măduvă, de sânge, de fapt, de la frățiorul ei, dar nu știam cum, pentru că medicii ne-au dat șanse foarte mici de mai puțin de 25%. Și am început tratamentul chiar în prima lună, prima săptămână, prima zi a anului 2003, înainte ca bețelul nostru să se nască. Mergeam la spital pentru 5 zile și veneam acasă din nou. Am uitat să menționez că după ce a fost diagnosticată fetița noastră a doua oară, m-am dus într-o dimineață la servici și șeful meu mi-a spus Marcel, trebuie să ne întâlnim în camera de ședințe, numărul, nu mai țin minte numărul. Când am intrat acolo erau vreo 40 de oameni, colegi de-ai mei. Ca să ne spună că suntem toți concediați, dați afară. Și vă dați seama, tocmai cu o fetiță care murea în familia noastră, am rămas și fără job. Ca după o lună de zile, soția să meargă iar la serviciu și să-i spună și ei, ne pare foarte rău, dar sunteți concediată împreună cu alții. Au redus din personal. Și atunci soția a zis, bine, bine, dar dacă m-ați dat afară, ce face cu asigurarea medicală? Pentru că în Statele Unite să ai asigurare medicală e un lucru foarte mare. Și atunci cineva din, dintre persoanele care erau acolo a zis tu să stai la urmă, o să vorbim, o să discutăm cazul tău la urmă. Și într-adevăr, după ce au plecat toți acasă, i-a spus soției și a spus o să te plătim un an de zile și o să -ți ținem asigurarea medicală, ți-o plătim noi. Și pentru o perioadă de un an de zile, Compania care, la care am lucrat ne-a -a, plătit-o pe soția 17 dolari pe lună ca să-i țină asigurarea. Și țin minte că eram la un moment dat fiind rămași fără slujbe, bineînțeles și fără venit. Într-o lună n-am avut ce să plătim ratele la case, care era destul de mare. Și îmi aduc aminte că mama soacră întreba pe soția și zice, cum o să plătiți? luna asta rata la casă acolo, în Statele Unite, dacă n-ai plătit rata la casă, în câteva luni ai pierdut casă, ieși din casă. Și soția a zis, domnul ne va purta de grijă. Și mama s-a răzis, bine, bine, dar totuși trebuie să plătiți rata la casă. Și m-am dus la un servici temporar care l-am avut pentru câteva zile și când m-am dus la servici, eram la stop, m-a lovit cineva din spate. <laughs> la mașină și am tras imediat pe dreapta, omul avea, cred că ceva era sub influența alcoolului și într-adevăr mi a luat asigurarea, într-o săptămână de zile am avut cecul în bancă care a plătit asigur rata la casă, plus ne-am mai rămas vreo 37 de dolari în plus. <laughs> Deci Dumnezeu lucrează de multe ori într-un fel în care noi nu ne gândim și nu ne așteptăm. După ce a fost diagnosticată fetița și a mers la spital, dacă aveam servici, probabil că nu puteam să merg cu fetița tot timpul la spital. Așa eu mergeam la spital, soția era însărcinată în luna șapte acasă și eu am putut să mă ocup de fetița care trebuia să mergem în cinci zile din șapte, am fost în spital tot timpul cu ea. Și mi-aduc aminte că am fost cu ea dată la spital și am venit acasă și s-a pus așa pe sofă foarte obosită, pe canapea foarte obosită și i-a zis, tati, de ce mă tot duci tu la spital? Nu se, spitalele se, sunt pentru ca să-i tămăduiască pe oameni, să se simțească mai bine. Tu de câte ori mă duci la spital, eu când vin acasă mă simt tot mai rău. Și atunci am spus, da, dar tipul de, de boală care o ai tu este mai deosebit și am încercat să explic. Ca în altă săptămână să venim tot de la spital și mi-aduc aminte că era, uh, tratamentul care îl lua era așa de dur, îi băga cam câte 3 litri odată în 12 ore de, de lichid amestecat cu chimicale ca să-i curețe organismul de celule, canceroase și în, în timp ce organismul era curățat de celule canceroase se omoare și erau și celule bune și a fost foarte foarte dur tratamentul și atunci mi-aduc aminte că am venit acasă cu ea și fetița s-a aruncat pe mochetă jos și mi-aduc a aminte și zice tati de ce mă tot duci la spital? Și nu vezi că mă duc la spital, când mă duc la spital mă simt așa de bine și când vin acasă mă simt așa de rău. De ce nu mă lași să mor? Și atunci m-a um, străpuns și pe mine și pe soția uh, la, la inimă și durerea care, care o simți în momentul când îți vezi copilul că îți uh, suferă în, uh, în brațe și nu poți să-l ajuți cu nimica. Cred că e cea mai durere care nu ar trebui să o experimenteze niciun om de pe pământul acesta. Când este un adult um, bolnav și suferă, înțelegi, este matur, mă rog, uh, poate să sufere, dar când este un copil, uh, durerea din suflet este așa de mare. Și bineînțeles că am continuat în continuare tratamentul și. A, a mers până când în momentul ca, în care s-a născut băiețelul. A, când s-a născut băiețelul, aici este foarte important, după ce a născut, a, după ce s-a tăiat cordul a, umbilical, medicul a extras sângele din cordul ombilical, Din cordul umbilical. Și... Din sângele acela l-a trimis undeva la un centru în California unde trebuia să alege, aleagă doar celulele sănătoase din acel sânge și am trimis o, o fiolă și la spitalul unde a avut loc uh, transplantul uh, de sânge și tratamentul fetiței. Și după vreo trei zile mă sună de la spital și îmi spune Marcel avem... Uh, vești foarte bune pentru tine și am zis, care sunt alea? Și zice, nu ne vine nici nou să credem, dar noul băiețel pot, se potrivește în proporție de 100% cu fetița. Și am zis, n-am putut să mă abțin și a zis, haleluia, adică aleluia. E un fel de ca și cum ni s-a luat un, un, o greutate mare de pe umerii noștri. Și atunci am zis, cum, cum ați aflat? Ziceam, am aflat și de la centru de la Californ, din California și și de aici. Și nici nou nu ne-a venit să credem că este potrivire 100%. Cinci medici de la centru de, din California unde a fost procesat sângele au verificat și reverificat să fie sigur că sângele se potrivește 100%. Și într-adevăr am mers la spital. Tra în timpul tratamentului a, a fost cel mai greu ce s-a întâmplat. A, tot timpul de 40 de zile cât am stat în spital, a, fără să meargă fetița deloc acasă 40 de zile. Primele 3 zile i-au dat 3 doze de. A, nu 3 doze, niște doze dimineața și seara de tratament chimical a, prin injecție. Avea niște furtune pe sub piele, conectate direct cu, cu venele de la inimă, unde dedea tratamentul, și după aia, trei zile a avut um, radiații la întreg corpul: 11 minute pe o parte, 11 pe alta, dimineața și seara. Ușa de la Sala de tratament de la radiații era probabil să nu greșesc un sfert de metru. Trebuia să stea singură, nu putea să stea nimeni cu ea în acea sală. Și după aceste șase zile a fost o perioadă de repaus în care ce-au încercat ei să omoare toate celulele bune din, din sânge, din organism, dar nu celulele roșii. Deci sângele are trei mari componente de celule. Celulele roșii, celulele albe și leucocitele și la um, leucemia ce face, atacă celulele albe care sunt sistemul imunitar al organismului. Și pentru că trebuia să fie foarte, foarte atentă cu oamenii care vin în jurul ei, să nu fie bolnavi, să nu aibă răceli, a fost izolată într-o cameră, camera 5 de la uh, spitalul Dornbecker din Portland. Mi-aduc aminte că veneau aproape în fiecare zi, venea cineva la noi și o vizita și doamna doctor care era, care răspundea de, de procesul de transplant a fost foarte interesată pe timpul transplantului și după, deci a avut trei zile de chimioterapie trei zile de radiație intensivă la tot corpul, o zi de pauză. Și în a șaptea zi i s-a administrat, de fapt, transplantul care a fost, de fapt, un sângele de la, din cordul umbilical de la frățiorul ei. Și tot timpul fetița nu putea să mănânce, tot timpul era agitată, tot timpul era foarte slăbită. Vreau să o fac să mănânce și nu puteam nici cum, dacă lua o bucătură de ceva mâncare era bine. Și noi am observat la doamna doctor că era foarte, foarte interesată de mersul fetiței noastre, de progresul fetiței noastre, cum se simte. Veneam fiecare zi și o vedea și nu știam de ce, ca până la urmă, după 40 de zile, am ieșit afară din spital și mi-am duc aminte și acum eram... Un cărucior din ăsta mic, ca un fel de trăsurică mică, am pus toate lucrurile fetiței și eu eram mult mai bucuros decât ea. am zis. Stefani, Stefani, mergem acasă! Și parcă vă și acum fața era foarte fără nicio expresie, cumva tristă. Și în stat, nu mergem acasă, mergem acasă! Și m-a șocat, mi-a spus, dar de ce mergem acolo? pentru ea s-a obișnuit așa de mult că spitalul era considerat de către ea, era casa ei. Am mers acasă și după 40 de zile am venit înapoi la analize să vedem despre ce e vorba și doamna doctor ne-a întrebat oare cum se simte fetița. Păi am început să mănânce, ia ceva vitamine, este jucăușă, este bine, dar altceva, simptome, nu v ați observat? Păi am observat ceva, piele uscată, dacă nu face baie cu, piele, cu ceva șampon special, îi se usucă pielea foarte tare. Și atunci mi-aduc aminte că doamna doctor a zis, extraordinar, extraordinar, după ce am administrat dublă doză de chimoterapie, voi vă plângeți numai de piele uscată? Și atunci am aflat că deci tratamentul care a luat fetița, nu numai că a fost tare de două ori mai tare de ce a avut înainte, dar de fapt a fost dublu de tare cum mi se dădea la un copil normal. Și atunci a Doamna doctor a zis, trebuia să-i facem, am încercat acest tratament să vedem, să fim siguri că ștergem cancerul pentru totdeauna și nu mai vine înapoi. Și atunci am încercat și ne-am adus aminte și am amintit, doamna doctor, vă aduceți aminte când ne-am făcut programarea înainte de transplant Uh, înainte să se nască baby, înainte să nască bețelu, și v-am spus că noi suntem oameni deosebiți, și într-adevăr, înainte de transplant, am avut uh, o programare cu ea și ne-a dat uh, un dosar cam probabil de 3 cm de gros. Să-l citim și să uh, semnăm toate uh, formele prin care. Chiar dacă se va întâmpla ca fetița noastră să moară, să, ei să nu fie responsabil de moartea ei. Și a fost foarte șocată că ne-a spus nouă, dați-ne să, ne, să semnăm la ultima pagină. Și a zis, cum nu? Nu citiți, nu, pentru că nu avem pe cineva care ne-a spus că totul o să fie bine și. Credem că Dumnezeul nostru ne va purta de grijă. Și zice, e extraordinar, e foarte, foarte ușor să, să lucrezi cu oameni credincioși. So, uh, fetița noastră a, a trecut prin toate acestea și n-am înțeles de multe ori și oameni care ne-au întrebat, de ce v-ați dus la medic? Cum, cum ați trecut prin toate acestea și eu le de spun. De ce credeți că nu va vindeca Dumnezeu de la început? Sau de ce a îngăduit să se îmbolnăvească fetița? În primul rând, cred că Dumnezeu lucrează prin oameni și în momentul când Dumnezeu lucrează prin oameni, ce oamenii pot să facă, Dumnezeu nu face. Este foarte simplu, și eu noi credem și în Biblie, și cred că Dumnezeu ne-a ne dat Biblia ca să ne întărească, și este cuvântul lui. Și m-a întărit foarte mult întâmplarea cu Lazăr. Când Domnul Isus s-a dus la mormântul lui Lazăr, le-a spus la oameni, dați piatra la o parte, credeți că Dumnezeu în puterea lui Isus Hristos nu putea să zică la piatră dă-te la o parte și după ce oamenii au dat piatra la parte i-a spus Lazare vino afară și din nou Dumnezeu i-a spus oamenilor luați fâșiile jos credeți că Dumnezeu nu putea să ia și fâșiile jos că Dumnezeu este atotputernic puternic dar Dumnezeu ne trece prin încercări pe pământ ca să nu ne obișnuim prea mult cu pământul, și să ne facă să ne placă mai mult de cer, și să ne obișnuim cu ideea că el ne-a pregătit ceva mai bun, și dacă ar merge toate foarte bine pe pământ, n-ar mai avea niciun rost să, să avem o speranță pentru o viață mai bună în cer. La final, după ce am discutat toate aceste lucruri despre fetița dumneavoastră și despre faptul că acum este bine, are deja 13 ani, este sănătoasă și ea și frățiorul ei, aș vrea să vă întreb pe scurt cum s-a transformat viața dumneavoastră în urma acestei întâmplări și, în general, cum l-ați întâlnit pe Dumnezeu? Viața mea s-a schimbat foarte mult și a mea și a soției mele. Privim la viață diferit. De cum privește lumea din jurul nostru. Ne gândim doar la astăzi, gândim și trăim și apreciem fiecare clipă de, din viață, fiecare clipă de astăzi. Ziua de mâine o lăsăm pentru Dumnezeu, ne uităm înapoi și învățăm din ce a făcut El pentru noi și îl lăsăm pe El în controlul zilei de mâine. Cât despre astăzi o trăim frumos, și dacă putem să facem ceva pentru oameni ca oamenii din jurul nostru să l cunoască pe el. Prin toată această experiență am văzut și oameni care se încredeau pur în doctori, doar în doctori, doar în medici, doar în oamenii din jur. Pentru noi a fost mult mai ușor să știm că cineva este lângă noi tot timpul și bineînțeles că și medicii au avut aportul lor și și-a făcut partea lor pentru că, cum v-am spus, cred că Dumnezeu lucrează prin oameni și Dumnezeu poate să lucreze prin oameni dacă oamenii lasă să lucreze. Pentru cei care doresc încă o dată să urmărească și să citească uh, întâmplarea ei uh, prin ce a trecut fetița, să viziteze website-ul uh, uh, all Survivors. All survivorsorg sau să chiar să caute pe Google Stephanie Urs cu PH, Stephanie Urs. Um, și cred că mulți oameni o să găsească această întâmplare uh, foarte încurajatoare pentru cei care trec prin încercări, pentru cei care trec prin greutăți, prin uh, perioade grele ale vieții. Cred că există o speranță mai bună pentru noi pentru că Dumnezeu ne iubește, El are grijă de copiii Lui. Stimați sculători, a fost împreună cu noi la Vieți Transformate, Marcel Urs, această experiență, această luptă prin care ei ca și familia au trecut pentru fetița lor, Stefanie, și lucrurile pe care ei, ei l-au învățat sperăm să vă fie de folos, să fie de folos tuturor celor care poate unii dintre noastre nu trec chiar prin asemenea greutăți, dar prin altele, la mai mici sau mai mari, dar cu toții avem de învățat și indiferent de situațiile și de lucrurile prin care trecem, dragostea lui Dumnezeu este aceeași, de ce le îngăduie peste noi, pentru că lumea este căzută până în momentul când va fi un cer nou și un pământ nou în care nu va mai fi niciun fel de lacrimă, niciun fel de boală, de suferință, absolut nimic. Vă mulțumim pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze! Dumnezeu din ceruri a coborât pe pământ în persoana Domnului Iisus Hristos pentru că i-a iubit și printre cei iubiți am fost și eu. Isus Hristos a murit pentru tine, El spală păcatele tale. Am primit pace și liniște, sunt fericit cu Dumnezeul meu. Vieți transformate